Băi, am cașcaval aici. Ia uite. Am cașcaval. Și am și mare brânză. Crede-mă. Să vezi ce o să-mi cresc o brânză. Mare brânză. La mare, la soare, cu cucura goale. Ia uite. Da, stai, da. Cozonac. Iar pe cozonac. Hai că vi la scodem punguțelii. Că de-aia mi bag în punguțelii ca să fac și efort. Să-mi dau seama că muncește. Să când muncește să bagi în punguțelii. Eu uite cum arată cozonacul. Imaginezi tu cum. E făcut praf și scrum. Ia uite. Cum? Original, ia uite. Ia uite ce e. Uite, hal de cozonac. E un fel de la mulți ani. Cum? Oh. Poți să zic nou coment? Nici măcar nu să-mi pot să zic. Și se bag cașcaval la băiat? Parcă bă. Hai că vă mai arăt cozonacul dacă nu mă credeți. Bă, nu e Photoshop. E piscot, ia uite. Ia uite ce crescut e. Cum? A, i-a băgat o aurili. Și pute mișto. E jumate putrezit. E răzverzit. Ia să mă concentrez să... Ceva? Ce gust ai? De glutamine? Parcă ar fi ceva fructoză și glucoză, dar nu dai seama. El de fapt e prăjezit. E, zic eu, e cozonac de înainte de 1 aprilie. Acum, asta e cozonac de babă. Deci aia a murat. De adevărat, la de ce a murit pe 1 aprilie, că râdea și mama. Nu știu, 777 aprilie a murit. Și... Aulă, nasol. Mihail a murit pe ea. De ce a murit? Nu știu. Pula mea pe nu știu câte aprilie. Pe 13, 14, nimeni nu știe. Eu oricum mi-am dat seama de rezoluția din Revoluția, bă, trebuie să fim mulți la câteva zile după nașterea ei. S-a concentrat pizda la video. S-a plictisit atâția la mulți ani, a zis, bă, e prea mulți la mulți ani. S-a gândit în creierii. Gata, nu mai vreau să fie la mulți ani. Ia să vă arăt eu, dă-mi pizda mea, cum se face la mulți ani. Nu tai pizda.
Păi de ce? Da, să vă arăt că se poate face la mulți ani imediat. Și cum? L-am văzut pe o nebună de căcat. Dar dă seama că are bani mulți. Era o pitulice de-aia tinerică. Și era disperată după nebună de căcat. Eu am trecut pe lângă nebună de căcat. Mamă, era nici mamă, era cea mai tare. Ai mamă, ce îndrăgostită. Păi ce are nebun pe căcat? Păi voi, am venit. Eu știam de nebună căcat. Că m-a mințit că a citit mai a trei Dedi. Băi, eu m-am concentrat, eu nu vreau să citesc mai a trei Dedi. De fapt am citit-o. Cum a citit-o pe viteză maximă? Unde? La o librărie care se numește chiar Mihai Eminescu. Am luat cartea mai a trei de care avea o singură obsesie. Dragostea nu moare. Și pe chestia asta zicea ea. Chiar și pe ăla nu știu. Văd că îi curgea balele la fată. Am zis, bă, ești mișto. Cred că ți-ai plătit-o pe fată să sugă pula. Și eu cred că se ține fetilii după mine. Că e imposibil, improbabil. Teoria probabilităților. Voi n-ați făcut politic. Voi sunteți ingineri așa, cu diploma pe față, știi? Dar eu am făcut teoria probabilităților. E probabilitatea extinsă, că e atât de întinsă. Și se limitează la ceva, la o limită, că toate au o limită. Teoria probabilității se întâmplă la un moment dat ceva. Cum? Se zboară pula la intrare. De ce? De căcare.